Sâmbătă, 1 aprilie, în sala T28 a Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași a avut loc un training de comunicare și vorbire liberă pentru voluntarii implicați în proiectul Metanoia desfășurat la penitenciarul din Iași. Evenimentul a fost organizat de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Iași. Anul acesta o serie de voluntari au început să intre în penitenciar. Având în vedere că am experiență de 5 ani de când mă implic în penitenciarul din Iași în cadrul proiectului Metanoia, am zis că este potrivit să împărtășesc din experiențele mele, dar să îmbin aceste experiențe cu elemente de comunicare, lucru în echipă și o prezentare de succes. Având în vedere că săptămânal se prezintă diferite teme. Proiectul Metanoia face parte din activitățile Departamentului de Asistență Socială al ASCORI Iași, în parteneriat cu Părintele Pavel Antoce, preot slujitor la Capela Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Penitenciarul Iași, și se desfășoară cu scopul de a crea un dialog între persoanele private de libertate și studenții care încearcă să le integreze în activități formatoare și sociale. Trainingul va continua săptămâna viitoare cu un pelerinaj la Mănăstirea Dobrovăț, cu scopul de a consolida echipa Metanoia, de a valorifica potențialul tinerilor și de a răspunde nevoilor de comuniune.